Salutare, sunt Robert Frățilă, dublu campion european și multiplu vicecampion mondial, iar astăzi o să vă arăt antrenamentul meu de piept. Haideți să începem! Primul exercițiu o să fie împins la cabluri de pe băncuță înclinată, unde o să avem o serie de încălzire. O să facem 5 repetări lente negativ și lente pozitiv, 5 repetări normale, 5 repetări lente negativ și pozitiv. Haideți să începem! Următoarea serie o să fie una intermediară de 12 repetări, iar după aceea o să urmeze două maximale, unde la ultima maximală o să facem triple drop set. Suntem la ultima serie maximală, o să facem 8 repetări, 6 cu 2 forțate și după aceea o să facem un triple drop set. O să scădem de pe 15, pe 12, pe 5, pe 10 și vedem câte merg. Acum o să facem o pauză scurtă și o să ne mutăm la împinsul din plan înclinat, unde o să facem prima serie de încălzire. La încălzire am făcut doar 10 repetări, iar acum vor urma 4 serii. Două serii intermediare de 10 și 8 repetări, iar ultimele două serii de 6 repetări grele, cu 46 de kg. Turn up.
urmează seria maximală, o să facem pauză mai mare ca să meargă cât mai bine. Al treilea exercițiu va fi împins din plan orizontal cu bara. O să executăm seriile tip piramidal, o să facem 12, 10, 8, 6. Iar la ultima serie mai detaliez eu ce facem. Am ajuns la ultima serie, o să facem 6 repetări forțate, după aceea o să facem un drop set de 30% în care o să facem repetările cu negativ lent, o să mai stăm 10 secunde și luăm din nou bara și facem repetările exploziv. Am făcut și ultima serie, după cum ați observat am făcut 6 repetări jumate, am văzut că parcă mai mergea un pic. După aceea am făcut drop setul, am forțat cât am putut, pauză și iarăși am forțat cât am putut. Trecem la următorul exercițiu, care va fi presa hammer, unde o să facem 3 serii de 10 repetări, 5 repetări lente pe pozitiv, iar 5 repetări normale.
Urmează să facem fluturări la cabluri de jos, combinat cu flutări. La flutări o să facem jos pauză de o secundă pentru a avea un stretching cât mai bun. Haideți să începem! După cum ați văzut, nu a ridicat brațele complet pentru nu a implica și tricepsul și am făcut doar până la jumătate pentru a implica mai mult pieptul. Atât a fost și cu acest antrenament, sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de ajutor. Dați un subscribe la Prime și dați un follow pe Instagram la Robert Frățilă.